Cetățenii Republicii Moldova cheltuiesc mai mulți bani decât câștigă. Potrivit Biroului Național de Statistică, în trimestrul 3, cheltuielile lunare medii pentru o persoană au depășit veniturile cu peste 132 de lei. Veniturile medii au constituit aproape 1800 de lei, cu 12% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Principala sursă de venit a populației rămâne salariul. Pe locul 2 sunt indemnizațiile sociale, după care urmează remitențele și veniturile din activități individuale. Veniturile și cheltuielile populației din mediul urban sunt de aproximativ 1,5 ori mai mari decât ale populației din mediul rural. În trimestrul 3 al acestui an, cheltuielile lunare medii pentru o persoană au crescut cu 8% și au ajuns la 1900 de lei.